Lady Gaga a deschis finala Super Bowl 2017 cu un spectacol de senzație. Cântăreața pop a prezentat un show plin de efecte speciale, acrobații, presărat cu mesaje puternice despre situația comunităților defavorizate din Statele Unite. God bless America. Așa a deschis Lady Gaga spectacolul tradițional de la Super Bowl, finala de fotbal mult așteptată din Liga Națională de Fotbal American. Îmbrăcată într-un costum metalizat, artista de origine italiană a debutat cu melodiile patriotice God Bless America și This Land Is Your Land. Mai apoi atmosfera s-a încins, iar cântăreața s-a întrecut pe sine în fel de fel de acrobații care mai de care mai spectaculoase. În playlistul artistei a fost inclusă și piesa I Was Born This Way, dar de această dată versurile celebrei melodii au fost schimbate. Artista a schimbat textul unei strofe și a făcut referire la comunitățile defavorizate din America. Mesajul a fost primit cu aplauze de către public. Între hiturile artistei s-au numărat și piesele Poker Face, Just Dance și Telephone. Plină de energie, Lady Gaga a realizat coreografie și din comun alături de trupa ei de dansatori într-un spectacol plin de efecte speciale. După 13 minute pline de culoare, energie și acrobații, Lady Gaga și-a încheiat spectacolul pe o scară, aruncând microfonul și sărind în gol. Ca în fiecare an, finala Super Bowl s-a remarcat printr-un spectacol de excepție, fiind vizionat de peste 110 milioane de telespectatori din Statele Unite.